Salutare lume! Am făcut level 75 după cum ați văzut în videoul anterior. Mi-am luat o freză care am schimbat pe ea, intra 10 fulger, n-avea rost că avea doar 2 zile, n-am mai schimbat pe ea. Mi-am scos armura din depozit care o aveam cu 2 KPV, 15 fulger, 5 absorb. Mi-am luat și un coif cu 15 fulger și am zis că o să dau măcar 80 sau 81 să-mi fac și pet, că n-are rost să stau 75, că nu mă pot bucura de nimic. Nu o să vă mint, am testat puțin astea, cum îi spune, damage-ul și toate astea ca să nu mă fac de râs din start. Și o să vă arăt imediat. Spre surprinderea mea rezistă la toată camera. Nici nu mă așteptam la asta. Ei, nu trebuie să bagi, adică mai bagi că poțiune ceva. Haide să-i luăm pe toți. Dacă îi bag în perete, chiar n-am nicio problemă. Momentan am venit să văd doar așa, să testez damage-ul, oricum. Da, să dau sonorul puțin mai încet. O să trebuiască să-mi fac un granat expert așa asta. Și trebuie să caut o cască cu minim 10 fulger, 15 fulger, 10 diavol sau dacă nu 20 diavol, 10 fulger. Mai trebuie să-mi iau un scut cu imun 20 diavol. Ăsta care l-am nu are imun, iar celălalt are 20 XP. Haideți să testăm și cu ăsta l-altul. Să fac și bugul ăsta la inătă. Ia, cu ăsta la altul ce damage va da. Ah, deci cam tot același damage. Cred că o să bag cu ăsta, dar ăla are și 15 blocare atac corporal, ceea ce se simte. Sunt foarte mulțumit de el, adică are cu așa puține iteme pe el, nici nu mă așteptam să bată așa bine. Are asta, coiful, are brățara cu 10 fulger, 10 daune, astea două, bine, nu sunt chiar așa slăbuțe itemele, adică, în opinia mea, adică nu sunt chiar mediocre, mediocre. Și am decis să dau level 81, să-mi iau și un pet, să-mi iau și un granat. Și așa o să scap și de itemele de level mic, care nu prea mai îmi folosesc. Nici nu știu ce să fac cu scutul ăsta, să-l depersonalizez, să... Da, scade ceva de mediu. E 1,1 față. Ia să vedem cu ăsta la altul. Am plecat cu foarte puține blue, păcate. Mi-a zis cineva că ăsta, cum îi spune, granatul ăsta ți-ar modifica damage-ul cu 550 în plus. Mai mi-ar trebui și un talisman fulger plus 1 și cred că m-aș descurca lejer aici. O să încerc să le fac itemele mai perfecte, dar momentan important e că mă descurc fără buff, fără nimic. Dacă aș lua și am numai freza asta cu 10 fulger, dacă aș lua și, cum îi spune, un costum din acela cu... Da, e mai bun, dumă, să simte diferență cu 10 fulge, 10 diavoli în plus. Da, deci n-am, nu prea are probleme așa mari. Scade viața, dar pentru itemele astea n-am ce spune. Ia să vedem că ăștia ne omoară, dar nu știu de ce. N-am ăsta pe mine, ce nu sunt. Cred că nu l-am avut de la început. Altceva cu el. Bă, o să am plan să dau și 90 pentru a mă duce mapa beta, să-mi iau mantinele. Nu, momentan n-am niciun plan să-mi fac un subcaracter de level mai mic. Mamă, deci e genial, sunt foarte, foarte mulțumit. Acum nici nu știu
Nu prea am bătut așa extraordinar de mult în V4, adică nu cunosc mapa, wow. O să încerc, mi-a spus cineva să bat la cei roșii. Și bineînțeles trebuie un M mai mare la tăi, și dacă aș face un M8-M9 s-ar vedea diferența considerabil. Ia să vedem, să-i luăm pe toți de aici. Deci am 0,14 toată mapa, hai să luăm toată mapa. Ei, ba de jos, nici nu mai stau să mă duc eu. Mamă, cu Shaman aveam iteme aproape perfecte și mă chinuiam aici și aveam și granat și... Într-adevăr, era bun că rezista poate mai bine, că avea P-ul la binecuvântare. Mie mi se pare că nu aveam granat antic. Da, deci avem 14, acum am 67. Deci a făcut 53 pe toată mapa, 0,53. Eu zic că e bine, mai ales XP-ul nu este wow, dar am venit aici mai mult și pentru a face și bani. Adică mai spică o armă plus 4 sau cum mi-a picat un ar de ăsta, e 1.000.000. Mi se pare la magazinul general. Cam atât despre video ăsta cu intrarea în V4. Vă invit să dați un like și să vă abonați dacă vreți să vedeți o evoluție a caracterului în continuare. Eu am fost Multisax, o seară frumoasă!